Despre stadiul implementării reformei în sistemul judecătoresc, beneficiile, impedimentele, dar și perspectivele au fost discutate în cadrul campaniei de informare publică, care a avut loc în incinta Casei de Cultură a orașului Drochia. Reforma justiției presupune reducerea numărului judecătoriilor de la 44 existente până la 15. Autoritățile publice locale susțin că reforma dată va prezenta doar un beneficiu pentru societate. În Republica Moldova s-a început demararea mai multor reforme, mai multe reorganizări care duc la îmbunătățirea situației populației. Discuția care a fost astăzi, sperăm că pe viitor, prin modernizarea sistemului judecătoresc, oamenii simpli vor avea acces la justiție corectă, la justiție cinstită. Primarul orașului Drochia este de părere că toate reformele sunt oportune și necesare, însă de la bun început cetățenii trebuie să se adapteze cu ele, apoi abia să fie implementate. Desigur că toate reformele sunt binevenite, doar că cum se practică de obicei în Republica Moldova, mai întâi se fac reformele, pe urmă încerc să se adapteze la condițiile pe care le avem noi. Era bine, desigur, că mai întâi de creat infrastructură, de asigurat accesul cetățenilor conform noii reforme. Poate că în final este o reformă bună, dar are foarte multe probleme și sunt încă foarte mulți ani înainte pentru a crea condiții și a asigura accesul cetățenilor la o justiție echitabilă și corectă. Sperăm totuși că într-un final ea va avea și va da roadele scontate. Magistrații susțin că prin reforma sistemului judecătoresc vor fi reduse cheltuielile, iar cetățeanul va avea acces la un sistem judecătoresc mai calitativ. E clar că legea a avut două scopuri, pentru a minimaliza cheltuielile și a face ca judecătorii să fie specializați. Legea a fost adoptată, e clar că sunt diverse, mai sunt probleme pe viitor implementare, oricum sperăm că va face mai bine ca judecătorul să examineze dosarul mai calitativ și într-un timp mai restrâns. Astfel de întruniri s-au desfășurat în mai multe localități din țară cu scopul de a familiariza cetățenii cu prevederile reformei în justiție. Noi avem o colaborare cu proiectul european a trecurilor și ne deplasăm în mai multe instanțe. Practic am fost în toate instanțe din Republica Moldova pentru a duce la cunoștință cetățeanul care sunt consecințele reformei, ce este bine, ce este rău, ce urmează să întreprindem și care sunt proiectele pe viitor. Evenimentul a fost organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Agenția de Administrare a Instanțelor de Judecată, Ministrul Justiției din Republica Moldova, Institutul Național de Justiție, de organizații neguvernamentale și de media. Reforma justiției urmează să fie implementată până în 2027.